Biserica Nașterii Domnului din Betleem, locul în care, potrivit tradiției creștine, s-a născut Iisus, a fost redeschisă marți pentru credincioși și turiști, la peste două luni de la închiderea sa din cauza pandemiei de coronavirus. Mai mulți preoți de confesiuni creștine diferite au asistat marți dimineață la deschiderea porții Bazilicii din Betleem, în Cisjordania ocupată. Pe fondul îngrijorărilor privind pandemia de COVID-19, în biserică este limitat accesul la doar 50 de persoane în același timp. Înainte de a intra, acestora li se măsoară temperatura, iar în interior, vizitatorii sunt obligați să poarte măști de protecție. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos a dat speranță oamenilor în urmă cu peste 2000 de ani, iar deschiderea bisericii astăzi va oferi, cred, speranță întregii lumi, că această pandemie se va încheia nu numai în Palestina, ci și în întreaga lume, a declarat ministrul palestinian al turismului. Betleem se numără printre zonele în care palestinienii exercită o autoguvernare limitată în Cisjordania, aflată sub ocupație israeliană. În Cisjordania au fost înregistrate 423 de cazuri de coronavirus și 2 decese, notează Reuters. Premierul palestinian a anunțat luni că moscheele, bisericile și magazinele se vor redeschide marți, în cadrul ridicării treptate a restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.